Mai mult de jumătate din patrimoniul cultural al României îl reprezintă patrimoniul religios. Bisericile de lemn sunt printre cele mai spectaculoase valori ale culturii și tradiției românești. În județul Mureș încă mai dăinuie 10 de biserici de lemn, vechi, unele și de două secole. Multe dintre ele sunt pe punctul să se prăbușească, iar altele sunt în stare avansată de degradare. Nu există momentan o strategie la nivel județean sau național pentru a fi salvate. Specialiștii solicită implicarea societății civile în repararea și conservarea lor. Bisericile de lemn din Urisiu de Sus și Urisiu de Jos sunt poate printre cele mai bine conservate monumente istorice din lemn din județul Mureș. Fresca însă, de o deosebită frumusețe și valoare, riscă să se distrugă dacă nu va avea cine să o restaureze. În tot județul sunt câteva zeci de astfel de biserici de lemn, majoritatea cu o pictură interioară de peste 100 de ani. Printre ele putem aminti cele de la Cuștelnic, Mura Mică, Deag, Chiherul de Sus și Chiherul de Jos, Chinciuș, Troița și multe, multe altele. Cea mai deteriorată este biserica de lemn de la Mura Mare. Mureșul are o zestre bună de biserici de lemn. Care e capacitatea astăzi a economiei naționale, a economiilor locale, județeană și locală, de a face față lucrărilor de restaurare? E o întrebare la care răspunsul nu este unul pozitiv. E o capacitate redusă. Dincolo de dezinteresul autorităților și a lipsei de fonduri, specialiștii susțin că și lipsa meșterilor în prelucrarea tradițională a lemnului face ca reparațiile la bisericile de lemn să fie mult încetinite. Care sunt meșterii care pot să lucreze pentru restaurare? În anii 60-70, România avea 700 de meșteri calificați pentru așa ceva. În anii aceia și până târziu, în anii 80, avea și îndrilari și țari. Astăzi, Muzeul Satului din București găsește cu greu un meșter care să-i facă șindrila ca să reacopere acoperișurile din muzeu. Dacă autoritățile nu se implică, o soluție ar putea veni din partea societății civile. Sunt foarte puține formele acestei societăți civile care să se fie angajat direct în conservarea și restaurarea arhitecturii de lemn. Arhitectura de lemn este o arhitectură foarte sensibilă și ea pretinde meșteri calificați, arhitecți calificați și pretinde o revizuire a legislației contemporane, care este încă o legislație, deși e preluată din legislația europeană, încă cere foarte multe amendări pentru a ușura sistemul de avizare. România are 32.000 de monumente istorice și peste 10 milioane de valori excepționale în colecțiile și muzeele statului. Mai mult de jumătate dintre acestea sunt valori de patrimoniu religios.